Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Simona Trașcă, aproape păcălită de un admirator. Blondina și-a dat seama că bărbatul a vrut să-i saboteze mașina. Declarații exclusive despre ce s-a întâmplat. Simona Trașcă e o femeie liberă, astfel că își permite să iasă cu cine vrea la restaurant, așa cum s-a întâmplat și recent, atunci când a ieșit cu unul dintre admiratorii pe care i-a cunoscut pe OnlyFans. Blondina a ieșit la restaurant cu acesta. Au mâncat și au socializat, dar de aici au început și primele probleme. Se pare că bărbatul a urmărit-o pe aceasta până acasă, asta deoarece ulterior s-a trezit cu el în fața blocului cu un buchet imens de flori. Un bărbat a încercat să o păcălească pe Simona trașcă. A vrut să-i strice intenționat mașina. Simona Trașca a povestit pe InstaStory ieri seară de faptul că bărbatul avea un service auto, iar aceasta l-a rugat să vadă ce se întâmplă cu camera de filmat a mașinii de nu mai funcționează atunci când dă cu spatele. Deși în rest mașina s-a mergea perfect, bărbatul a încercat să-i saboteze autoturismul și ulterior să-i spună că are mult mai multe probleme ce necesită reparare, dar în realitate mașina nu avea nimic. L-am făcut de boala copiilor, i-am scris o grămadă de mesaje, l-am făcut de toate felurile, n-a zis nimic, știa ce a făcut. Mi-a oferit trei buchete de flori. Eu i-am zis și aseară că dacă îl prind pe oriunde, că sunt camere aici la bloc, că dacă îl văd mă duc direct la poliție. I-am zis să nu se mai apropie de mine sau de mașina mea. E un psihopat, cum să-mi scoți pompa auxiliară de apă ca să mi se aprindă în bord s-a gândit că îl sun imediat pe el primul să mi-o repare. A spus Simona Trașcă despre bărbatul care a enervat-o teribil, în exclusivitate pentru Spinus Ro. Chiar dacă blondina a mers cu mașina la servis pentru ca bărbatul să constate problema cu camera, acesta i-a transmis că ar avea probleme și cu volanta. Eu oricum l-am simțit că minte de rupe, că mi-a zis că din ianuarie trebuie să o țin în servis 2, 3 săptămâni, că e nenorocire, că trebuie să-mi schimbe turbina la ea, nu știu ce, îmi zicea că nu o să te coste nimic, că îți fac eu, vrăjeală din asta. Eu sunt femeie, nu mă pricep la mașină, dar am zis că nu se poate așa ceva cu mașina mea, e mașină bună, e luată de la proprietar de la reprezentanță, are 140.000 de de câmă, nu are nimic, a mai zis Simona Trașcă pentru Spinus Ro. Simona Trașca a avut un șoc atunci când a mers la un alt servis pentru a vedea dacă se găsesc aceleași probleme pe care admiratorul le-ar fi găsit la mașina ei. Mare a fost mirarea când angajații au transmis că mașina nu are nimic, dar că admiratorul a încercat să-i strice intenționat mașina pentru ca ulterior să-i o repare. M-am dus la servisul vechi, acolo unde mă duceam, e mai departe. M-am dus la băieții ăia și le-am zis că orice are mașina plătesc. Pe ei au bufnit râsul, mi-au ridicat mașina pe elevatorul de lângă mine, iar cu lanterna mi-au zis că se vede ulei. Au mai căutat și au văzut o chestie de plastic. Era făcută gem acolo. Aia era scoasă și făcută gem și ascunsă acolo. Mi-au zis că mi-au scos-o intenționat să mă apară în bord. Mi-au pus testerul la mașină și nu am nimic la mașină, a mai zis Simona trașcă. Simona trașcă, dacă vrea să ajungă la poliție, o să ajungă. Astfel, bărbatul i-a scos pompa auxiliară de apă de la mașina blondinei pentru că acesteia să-i apară în bord că ceva este defect și tot el să o repare, pe gratis, pentru a o convinge pe Simona Trașcă că e un bărbat model și care îi repară mașina fără niciun cost. Vedeta susține că încă de la început i s-a părut dubios, după ce a urmărit-o pentru a-i afla adresa, mai ales că știm că în trecut un alt admirator devenise obsedat după ea și aceasta a cerut ordin de protecție împotriva sa. I-am dat mesaje și l-am făcut pe toate felurile. I-am dat restrict pe unli, ca acolo l-am cunoscut. Omul m-a urmărit după ce am ieșit cu el la restaurant. De la restaurant am luat-o cu mașina mea spre casă, și a două zi mă trezesc cu el în fața blocului. Nu știam cum a ajuns, mi-a zis că a mers prin zonă și mi-a găsit mașina. Dar mașina mea e băgată după o barieră, abia o vezi. Eu n-am avut o reacție bună când mi-a adus florile. Să vină să aflu pe unde stau, ca n-am nevoie. Un alt buchet de flori pe care Mila a dus l-a lăsat pe mașină. A încercat-o cu mine la modul urât, sunt sigură că și-a încercat-o și cu alte femei, a mai spus Simona Trașcă. La prima vedere, Simona Trașcă îl vedea pe admirator fiind un bărbat normal, la 42 de ani, cu un stil de viață sănătos, cu un corp atletic, dar mărturisește că nu-i vine să creadă la ce a trecut prin cap și ce a putut să-i facă. Tot ea precizează că probabil alte doamne sau domnișoare i-au căzut deja în capcană, dacă acesta a încercat și pe ea să o păcălească, dar s-a prins la timp de ceea ce voia să-i facă. Dacă vrea să ajungă la poliție, o să ajungă la poliție. Cum să faci așa ceva, în primul rând ca om, nu contează pentru ce vrei să faci asta, nici nu trebuie să-ți treacă prin cap. Sper că fetele care au văzut asta la mine să știe că dacă vor cunoaște un patron de servis care le zice că a văzut ceva la mașina lor să nu creadă. El era bărbat ca lumea, de 42 de ani, de vârsta mea, înalt, făcea sală, mi se părea un bărbat normal. N-ai cum să cunoști un bărbat o viață întreagă, cu care stai, dar cu ăsta cu care am ieșit de două ori la restaurant. În fine, nu m-a fraierit să fie sănătos. N-ai cum să faci așa ceva, să sabotezi mașina cuiva, să vrei tu să o strici intenționat, ești dobitoc, ești nebun, mai spune Simona trașcă.